De noi pe Vasilica Tătaru. De profesie moldoveancă frumoasă ca toate moldovencele. Mulțumesc tare mult pentru atâtea, atâtea și talentată și frumoasă și gătește și bine, bănuiesc că... Să știi că nici nu am încotro, pentru că la doi copii pe care i-am, fiul meu are 15 ani, fiică mea. Eu am doi copii, Adi, drag. Moși, dacă ei așa, așa, arăți așa după doi copii. Alina are 15 ani, iar Smarand are 10 ani. Dar, să vă trăiască. Vă mulțumesc pentru invitația de a mă afla în platou astăzi și mult succes și mulți ani înainte. Ești o fată minunată și umpli așa cu energia ta și cu frumusețea, strălucirea din noi. Umpli spațiul. Mi se pare că e foarte calmă așa și foarte dulce și îmi preștie lucrul ăsta în jurul ei. Ea a absolvit facultatea de teatru, a făcut și un master, nu? Am făcut și un master în cadrul Universității George Ionescu din Iași. Ai profesat? Să știi, încă nu, pentru că mi-e foarte greu, având cântatul, mi-a fost greu să mă prind și să fiu foarte fidelă unui program pe care îl propune un teatru. Și atunci am zis să nu le încurc, dar am cochetat niște la nivel de niște spoturi. Ca mine. Așa. Aceeași situație. Ce ne cânti acum? Astăzi o să încep prin a vă cânta o melodie pe care eu am smuls-o dintr-un repertoriu de demult aparținut Ioanei Radu. E o melodie al cărei text eu îl îndrăgesc foarte mult și nădăjduie și vouă să vă placă în egală măsură. Se numește M-aș duce și eu la nuntă. E ușor satiric, o să vedeți. Eu chiar m-aș duce la nuntă, păi nu, serios. Păi o să ne invite când se mărită. O să așa, așteptați, așa așteptați că eu o să vă chem, sigur. Vasilica Tătaru! România! Și eu la nuntă, dar mi-e nevasta urâtă. Păi cu șefou să stau la masă, când văd alta mai frumoasă. Și cum, Doamne, să dau noroc, mă, când văd alta mai cu foc. Păi și cu casa zugrăvită și cu nevastă zugrăvită și cu nevastă urâtă. Păi mai bine să-ți plouă în casă, să ai nevastă frumoasă. Mai bine să-ți plouă în casă, să ai nevastă frumoasă. De mirare,
chiop și mă țin mare. Păi și-n pungă nici cinci parale. Și-n pungă nici cinci parale. Dar numai asta mă măligi, lipită de fundul pungii. Mulțumesc! Vasilica, Vasilica, frumos cânt, ce frumos arăți, ce frumos privești, Vasilica, tot e all inclusive. Tu să nu mă dă ochi. Cum este expresia aia, mai bine să plouă în casă, dar stai nevastă frumoasă. Exact, eu zic că este un adevăr, pentru că, dar depinde și cum percepi frumusețea. Hai, mai, hai mai la mare. E posibil ca frumusețea să nu presupune, eu știu, imagini din exterior. Știu că mai e o surpriză, o să merg să te schimbi. O, da, 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 acum lipsești și o să vin... Să te impresionă și mamă, mai mult. Mamă, Vasilica, deja m-ai lăsat fără texte, nu mai am nimic, nu știu ce o să mai dar fac. Dar nici nu e nevoie, nici nu... Lucrează cu gândul. Repede, repede, lucrează cu gândul. Ce tot vorbești? Cine te lasă?